făcea, dar dacă nu mai avem comenzi, bă, n-are rost să mergem cu două mașini. Bine, înțeles și ce să zic. Da, trebuie pus cu ulei, așa și dacă... Aia, rog, să știi. A venit ăsta, Simini. E rău, mă, frate. A, ce? Da, dacă îl vezi. A făcut glicemie, ce cum e? Acum, îi zemuiește pe aia, nu îi să trece. Păi nu îi să trece, trebuie să-și dea cu iod. Ești, da. Dacă are diabet, îți dai seama că cu aia nu se trece în viață. Păi a fost rău, a fost salvarea. E rău de... Deci, ai intrat pe dializă? Nu, n-a intrat încă. A, deci pe nefrologie. A avut... i-a intrat un ghimpe în degetul. Ok. În degetul mare, așa, la picior. Nu, i l-a scos. Și l-a tăiat. I l-a tăiat? Da, s-a infectat. S-a infectat și nu... Da, păi da, nu e genul de om care să stea în pat cu picior. Am înțeles, Lucian. Și mai și bea, mai și mănâncă, nu mănâncă, că e singur, n-are nevastă, n-are nimic. Și ai nasol, nasol. Să trăiți sănătate, numai bine și ne vedem luni dimineață. Da. Lucian. Hai, sănătate. Oricum, acolo este la Lămâița, la Lămâița, la parc? Nu, la parcul din vest. Ah, la mâine... parcul mare? Da, parcă așa da, aveți dreptate. Dar acolo nu e nimic? Să iau o sticlă de apă, tu ce mai bei? Ne oprim la Carrefour aici. Am înțeles. Da, din câte știu eu, așa e. Vest Lămâița. Nu, vezi, dacă e parc Vest Lămâița și pe urmă e centrul ăla la lantă. Gara de Vest și în zona aceea. Deci, înțeles să sunt bine eu, nu? De Lămâița. Da. Parcul de aici. Da, să nu dau ironat. Ceea ce facem strict pe subiect, Lucian.